Salut! Astăzi suntem din nou în grădina Ioanei, în grădina mamei. Ce face Ioana când are prea multe flori? Mai punem încă altele. Mai facem un nou rond pentru flori. În fața casei, ca să fie frumos, bineînțeles. Flori sunt în belșug în centrele comerciale. Afară este frumos, așa că ce să facem? Să stăm degeaba? Nici o problemă. Ne apucăm, recuperăm din materiale pe care le avem prin curte, în speță niște tablă destul de groasă, care a avut rol de borduri prin alte amplasamente prin curte, bineînțeles tot pentru flori. Le-am scos aceste table și astăzi le găsim o nouă destinație, un nou rond pentru lalele, zambile și ghiocei. Așa că ne apucăm, pregătim locul, trasăm noile coordonate ale rondului, fixăm tablele acolo unde am stabilit poziția definitivă a acestui rond, cu niște cleme metalice care intră destul de greu în sol, pentru că aici nu este niciun strop de pământ, este doar pietriș. Cândva, în urmă cu 20 de ani, era curtea, o curte mare, colectivă pentru 3 familii, care în timp s-a împărțit în 3. Mă rog, este destul de greu de înfipt aceste bare metalice în acest pământ, dar ne descurcăm, mergem înainte. Le fixăm cu cleme metalice și pe o parte și pe alta, pentru că pământul care va fi amplasat să nu împingă acest rond metalic, să se păstreze pe poziție. Din grădină aduc 2 roabe cu pământ. Solicitarea, comanda patroanei era să mă duc în pădure, dar am declinat această comandă. Nu m-am mai dus în pădure să aduc pământ, așa că am luat din grădină 2 roabe. 2 roabe cu pământ destul de bun, pământ de grădină, pe care îl întind în acest nou rond. Aici vor fi plantate noile lalele pe care astăzi le-am cumpărat. Așa că trecem la treabă. Bineînțeles, treabă facem toți împreună, adică unul cu sapa, unul cu supravegheatul și indicatul. După ce întindem bine solul, reparăm ce am stricat cu roaba, adică am îndoit puțin bordura când am venit cu roaba, am lovit-o cu roata, dar nu este nicio problemă. Totul s-a îndreptat. Pregătim acum bulbii. Bulbi care, bineînțeles, când îi săpar, puțini. În acest caz, cu siguranță că în zilele următoare vom mai cumpăra câțiva bulbi de lalele, de zambile, ghiocei, pentru că toți sunt frumoși și toți trebuie puși în pământ. Rolul acestor bulbi de flori este să fie plantate, niciun caz, să rămână în pungă în centrele comerciale. Astăzi am cumpărat 4 pungi, 4, 16 bulbi. Am cumpărat zambile și lalele, pe care vedeți cum le-am amplasat. Eu am vrut în centru concentrice, dar comanda s-a revocat și a rămas să-i pună cum vrea ea. Bineînțeles că am mai pus și niște ghiocei, după care am trecut la vopsitul acestui rond, părții metalice, bineînțeles. Pentru că aveam vopsea de la vopsitul gardului rămasă, nici vopseaua nu o putem lăsa în cutie pentru că se usucă, trebuie să o folosim. Așa că astăzi vopsim rondul pentru flori, noul rond. În gri, gri metalizat, ca să se asorteze cu gardul și să fie frumos. Arată bine, de ce să nu recunosc? Iar cu trafaletul merge destul de repede.
Având și avantajul că atunci când folosești un trafalet, depui un strat mult mai gros de vopsea. Așa arată noul rond pentru lalele, zambile și ghiocei. Atât pentru astăzi, sper că v-au plăcut aventurile noastre în grădina Ioanei. Dacă vă plac, rămâneți alături de noi. Până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!